Bun găsit, dragilor, sunteți din nou cu mine la lecția de română cu Har, iată și în 2024. Vă urez un an liniștit și vă invit să ascultați mai departe ceea ce am de spus cu privire la suflete tari și la jocul ielelor. Discutăm astăzi, după cum v-ați dat seama deja, despre dramaturgia lui Camil Petrescu. Acest material fiind disponibil doar în luna ianuarie, bineînțeles doar pentru acele persoane care au trecut la nivelul următor și au început, iată, să investească în propria educație. Așadar, dramaturgia lui Camil Petrescu. Mi-a făcut o deosebită plăcere să citesc textele lui Petrescu și să mă opresc asupra textului dramatic Suflete tari, care este o dramă a conștiinței, o dramă care implică viața socială, dar, pe lângă faptul că ea este, de fapt, ea este în speță realistă, putem menționa că există și un element romantic, deoarece se evidențiază tema iubirii. Putem considera că are și o notă expresionistă această dramă. Dacă ne gândim la exacerbarea ființei umane, la trăirea aceea plenară, pe dumneata te-am ucis în mine, spune protagonistul, dacă vă amintiți. Este cu siguranță un teatru substanțialist, are acea substanță, are acea esență de factură modern. Deci iată câte, practic, curente literare, câte orientări tematice se întâlnesc în Suflete tari. Realismul, romantismul, expresionismul, modernismul. Dacă ar fi așa să dăm o proporție sau un procent, am spune că Suflete tari se încadrează în modernism, la fel ca și jocul ele. După cum știți, merg pe acele repere care se cer la titularizare, deși sunt slabe șanse ca dramaturgia lui Petrescu să fie vreodată pe foaia de examen, nu se știe niciodată și noi ca profesori, noi așa, suntem pregătiți pentru absolut orice, indiferent ce subiect ar pica la titularizare. Că vorbim despre Voiculescu, despre Cărtărescu, Eliade, Hortensia Pavlovna-Bengescu, nu contează. Noi suntem profesori și știm să abordăm absolut orice. Poate că nu vom aborda perfect, dar cu siguranță mai mult de 80% vom reuși să parcurgem acest examen, deoarece aceasta este menirea pe care o avem. Așa că merg mai departe cu particularități ale dramaturgiei. Pe parcursul acestui eseu veți avea în vedere și particularitățile de construcție a personajului, vorbim despre modalități de caracterizare, vorbim despre trăsăturile morale și fizice ale personajelor. Mă opresc asupra personajului principal, evident. Vorbim și despre titlu, temă, viziune despre lume, conflictul dramatic, didascalii și, de ce nu, despre structura amplă a textului. Însă, după câte observați, această rezolvare pe care am realizat-o este schematică și consider că puteți dezvolta voi înși vă un eseu, având în vedere că deja această schemă pe care am realizat-o are, după cum o puteți observa în partea stângă jos, aproape 5 pagini de Word. Sunt convinsă că veți avea capacitatea de a dezvolta. Care sunt aceste particularități ale dramaturgiei Camil Petresciene asupra cărora trebuie să ne oprim și pe care trebuie să le dezvoltăm în eseul nostru? Chiditatea substanței. Nu uitați, întotdeauna când învățați un autor nou, când vreți să vă puneți la punct toate comentariile, este necesar, este chiar indispensabil să vă faceți o schemă cu acele concepte din opera respectivului autor care ilustrează acel limbaj de specialitate pe baza cărora
voi veți fi punctați, vă veți apropia de punctajul maxim. Așadar, chiditatea substanței este ceva ce apare în dramaturgia lui Camil Petrescu. Așa cum vorbim despre conceptul de cunoaștere luciferică, la Blaga, acolo trebuie să știți foarte clar să punctați și cu siguranță veți ieși în evidență și veți obține un rezultat favorabil. Așadar, ce înseamnă chiditatea substanței? Ei bine, înseamnă extragerea esențialului, extragerea substanței, extragerea elementelor care contează în viață și extragerea acestui esențial din viață. Vorbim despre un teatru de esențe în ceea ce privește pe Camil Petrescu. Dar ce înseamnă mai departe omnivalența calei ideologică?